coletei. Ar trebui să spun că sunt pe Efrem, ne-a dus foarte mulți prieteni și Nicoleta e unul dintre copiii ei. Păi îi dau mulțumire de ei. Mulțumesc, bună seara. E tare greu să vi se amintești după atâția povești, până la urmă fericite. Despre asta este vorba, că îi cunoaștem pe Sfinți, cred că ajungem în momente de fericire. După, într-adevăr, sunt momente de nefericire. Mă bucur că am asta urmă că am multe povesti, sper să mă supăr foarte tare din Căreta, dar viața m-a trimis la pământ câteva ori. Spre mântuire, bineînțeles. În urmă cu 6 ani am fost diagnosticată cu cancer limfatic, stadiul 4. Așa crescut, ați înțelegeți, un cancer al sângelui cu determinări osoase, niște noduri pe la plămâni. Mă pregăteam de nuntă. M-am căsătorit cu cancer înainte. L-am cunoscut, îl cunoșteam și ne era, de fapt, prieten, dar l-am cunoscut și mai bine și mai multe sunt nectare, la care m-am urcat. Cred că în fiecare zi adormeam. Deci citeam Agabisul Sfântului Nectarie și adormeam în timp ce făceam chimioterapie, deși nu e ceva minunat și e destul de dureros, dar reușeam să mă liniștesc foarte tare. Am luptat și mi-am dorit foarte tare să trăiesc, am trăit, mă vedeți astăzi aici, am ajuns în, după 8 luni de chimioterapie, am ajuns în remisie totală. Deci nu se mai găsea nici urmă de celulă neprietenoasă, să se spună așa, în corpul meu. Toate bine, m-am căsătorit, ne-am văzut de viața noastră în continuare. A trebuit să cunosc pe Sfântul Efrem. Sfântul Efrem cumva m-a ajutat înainte să-l cunosc. Pare ciudat, dar da. Urmă cu 2 ani m-am ridicat din pat într-o dimineață, n-am putut să ajung până la ușă. Toată casa se învârtea cu mine, nu reușeam să pășesc, mă bălângăneam stânga-dreapta, am ajuns de urgență la spital. După câteva diagnostice, nu neapărat greșite, dar ce se vedea în prima fază, vertiș, mergeți acasă, vă veți reveni. M-am trezit a doua zi, n-am putut să mă ridic din pat. Unde o zi înainte m-am ridicat, n-am putut să pășesc, acum mai puteam ridica. Vremele de urgență, și diagnosticul aferent. Leziune cerebrală în trunchiul cerebral, 1 centimetru aproape. Nu am simțit teamă în niciun moment, deși trecusem prin foarte multe, nu mai eram pregătită, cred, pentru încă un obstacol de genul ăsta în viața mea, dar am luat ca atare, am mers mai departe. Am internat 2 săptămâni la spitalul municipal, cu o listă de diagnostice din cartea de medicină. Deci tot ce putea să însemne leziune cerebrală erau trecute pe fișa mea de internat. La un moment dat mi s-a recomandat să plec să fac un RMN de protocol tumoral, pentru că deja aici începeau să ridice din lume și nu mai știau încotro să ia și nu puteam sta. Starea mea era cumva... Eram, să spun, pe picioarele mele, începusem să nu neapărat să-mi revin, dar probabil în urma tratamentului începusem să fie probleme de plutit. Deci am putut pleca. Cu semnătura mea, bineînțeles, pentru că nu medicina a fost de acord să zbor, mi-au recomandat să plec cu mașina, am trimis analizele în Viena, unde mă tratasem și prima oară, deci știau că sunt medical și au spus că atât când sunt pe picioare pot pleca cu avion. Am ajuns în Viena, m-am întâlnit cu șeful secției de neurochirurgie de la Marele Spital și Amita KH, ca doar ca să ne comunice că în baza celor văzute din RMN-urile care au fost două în România trimise acolo, supoziția lui este de gliom cerebral, cu o formă de cancer de suite agresivă a cerebrului. L-am întrebat de la 1 la 10 cât este convins că e vorba despre acest diagnostic, mi-a spus că nu. Am plecat de acolo, devastat să fie un cuvânt ușor și lejer. Efectiv, nu știam și nu ne găseam nici calea de întoarcere, nici nimic. Nu mai făcea sens nimic din ce trecusem.
ce pățisem până atunci, parcă era un blocaj, efectiv, cu întreaga familie. Însă, eu am avut, nu știu, o mângâiere aparte, din îi spun eu, care m-a făcut să cred că lucrurile vor fi în regulă, deși nici nu se vorbea de funcție craniană, un act de, nu știu, 20 cm care țin de un creier. Așa că are filmele de groază, însă cu toate astea, deși părinții mei, soțul meu, erau absolut înfricoșați când venea vorba de acest subiect, eu am spus, dacă trebuie să o fac, o fac, mă las cu mâine în Dumnezeu, cu toate riscurile care sunt. Realist, vorbind și când îți scoți o măseaie, să faci infecție de cine să mori. Deci, cumva, hai să ne lăsăm în mâna Domnului să vedem ce trebuie să facem și aia o să facem. Ne-am întors în țară, am plecat la Sfântul Mazdu, că povestea de un doctor puțin mai devreme, la mănăstirea Cumana. Dacă știți, dacă nu vă recomand din tot felul să mergeți, este un loc cu bause de un loc din lai. Culmea că, mult după aceasta, am observat la intrare în partea dreaptă în biserică, este o mare icoană cu Sfântele Frere. Au și moaștele sunt binecare acolo, în fin. La terminarea slujbei, care este slujba de noapte, am intrat în magazinul cu articole bisericești și am cumpărat acatistul Sfântului Efrem. Trebuie să vă recunosc că vedeam postările Nicoletei cu care am prietenit și pe care o cunoșteam și ne cunoșteam doar din telefon, nu fusem niciodată față în față. Știam de Sfântul Efrem așa, trecea pe lângă și vedeam și atât. Ne pregăteam să plecăm la al doilea remene, remeneul care ne spunea exact când ne urma să urma remeneului să programăm punții. Am plecat, ne-am urcat în avion, de obicei ne iau o carte și o citesc pe fiecare când zbor. De data asta mi-am dat seama că nu aveam nicio carte la mine, dar mi-am amintit că în portofel am acatistul Sfântului Efrem, pe care l-am citit. Am ajuns la Viena, am ajuns la clinică, m-au sedat înainte de remene, că durarea mea undeva la o oră jumate. Mi-au pus o mască specială pentru că sunt de claustrofobie să văd în afara remeneului. Îl văd pe soțul meu în cabinetul medicilor, cu telefonul meu. Cine știe ce se întâmplă? Am avut o stare de neliniște, dar în același timp o stare de liniște. Foarte ciudat. Am ieșit din remene, am ajuns pe vârf, soțul, l-am văzut pe soțul meu. Ce s-a întâmplat? Ce cauți înăuntru? Ce ai căutat înăuntru? Păi stai să vezi că nu găseai liniștită, nu te dar că nu găseau lesiunea, dar au găsit-o acolo, nu-ți face griji. În mintea mea zic, bă, să nu găsești pe legea din centimetru, zic că ăștia, nu mi se pare că sunt foarte proști, adică că știu ce fac, ori e mai mică, ori ceva se întâmplă, nu știu, ori nu am ajuns unde trebuie. Ne-am întâlnit cu neurochirurgul, ne spune, domne, nu mai facem poți. De ce s-a întâmplat ceva, e ceva grav? Și nu, dar lesiunea se retrasă la jumătate. Ok. Doar în urma tratamentului cu cortison, deci asta ne spune clar că nu este glioma. Și da, era sigur. Eram sigur, sunt încă sigur că e o formă de cancer, dar ce mai probabil nu e glioma, eu nu răspund de la cortison. Ce de făcut? Opriți tratamentul cu cortison, ne vedem în 2 luni de zile, urmați-vă viața, nu faceți nimic din ceea ce făceați, faceți tot ceea ce făceați până la această problemă, dacă cumva apare ceva, ne revedem mai repede. N-am făcut nicio legătură cu acatistul, nu mi-a trecut nici prin niciun moment. Ne facem în țară, postează Nicoleta un mesaj care are nevoie de ajutor, îi scriu, îi spun, te ajut eu, doar ține cont că mâine plec în Grecia, ne auzim după ce mă întorc. Și îmi spune, vină la mine. Ok, vin. Mi-a fost jenă să spuneam cu bagaje, cu agitație, mi-a spus, vin. M-am dus la Nicoleta acasă și mi-am pus în mână cartea volumul numărul 1 cu minunile și viața acatistului și viața Sfântului Efrem. Am citit cartea împreună cu soțul meu în avion, în drum spre Grecia, deci am în Grecia la Sfânt Nectarie.
luasem cazare pe insula Regina, aveam 3 zile de stat în Regina, să mergem să prăznuim acolo pe 9 noiembrie, ziua Sfântului Nectarie. Am citit cartea în vehicul la 2 minute, pe toate. Deci n-a rămas nimeni citit din ea pe drumul nostru spre Atena. Am coborât din avion în Atena, să mă întreabă cum și acum ce facem. Am luat mașină de Regina și am spus ce facem, am spus Sfântul Efrem. Păi unde? Zic, nu știu dacă să-l găsim. Am ajuns, cred că, cu totul de când am coborât din avion până la mănăstire, într-o oră, cred că. Nu ne-am încurcat nici măcar o dată, ziceai că avem ață și mergem pe ea până în curtea mănăstirii. Am prins un ceva de seară. Ne-am închinat, bineînțeles, la maștele Sfântului Efrem. Ne-am rugat să trecem cu bine peste tot ceea ce trăiam în perioada aia, pentru că eu încă nu eram în afara pericolului. Și la final, măicuța stareță care este în scaunul rotuler, binecuvânta toți cei care erau în mănăstire. Acum, noi crea că nu înțelegem, dar știm cert că față de ce rostea celor dinaintea noastră, noi ne-am zis o frază de 3 ori mai lungă. Am plecat de acolo, am trecut feribotul, bineînțeles, pe insula Regina. Gazda de acolo a fost foarte drăguț și m-a spus să ne luăm cazare în port, pentru că noaptea aceea ne-a de plătit la ei, să o plătim aici în port. Deci, cumva, Sfântul le-a așezat pe toate, așa ca noi să nu simțim că, normal, când pleci la drum, îți rămâiești prin buget, nu știi exact ce ai de făcut, dar cumva a fost așa o răsplată că, uite, ați ajuns la mine și v-ați abătut din drum, eu mă ajut să nu mai cheltuiți alții bani. Am ajuns în Echina, am urmat procesiunea aia în Sfântul Nectarie, ne-am întors acasă, m-am mai stat o săptămână, două, urma să plecăm în Viena pentru a vedea exact care este stadiul bunii și ce de făcut mai departe. Ne-am întâlnit cu medicul meu, hematolog, care m-a ajutat în primul tratament. Mi-a spus că e foarte puțin probabil, dar ar fi posibil ca în urma chimioterapiei pe care am făcut-o, boala să fie recidiva, să fie dus direct în creier. Deși se întâmplă un caz la un milion, dar știi cum e, poți să fii și uneori acela din milion. Da, să vedem, repetăm remeneu și vedem. Am intrat între timp la o encefalogramă, iar medicul de acolo a zicat de nu merge. E bună. Ok. Ok. Am mers mai departe, am fost, am repetat remeneu. Și când am întâlnit cu medicul, a spus că din punctul de vedere medical vorbind, nu are nici o explicație pentru ceea ce s-a întâmplat cu mine. Lesiunea a dispărut în totalitate. Lucru care, din punct de vedere neurologic, orice leziune cerebrală, indiferent de natura ei, rămâne cicatrice pe viață. O ai acolo, trăiești cu ea, sunteți prieteni. Deci nu se retrage, nu dispare, nu... Pur și simplu s-a retras. M-au întrebat ce am făcut și mi-a spus că... Știu că de obicei cu medicii e destul că spune așa că mai... Sunt mulți medici care reacționează destul de șansă. Noi știm, am avut un medic extraordinar. Cine că aș vrea să-l cunosc? Sfântul Efrem. S-a uitat așa că e fiind cator, s-a uitat un pic nedumerit, i-am explicat și a zis, ok, dar pe tine te-a ajutat, mulțumește și roagă de continuare la el că a făcut o treabă bună. Și cam astea sunt, așa, pe scurt, este mărturia care apare și în carte. Cu siguranță, în volumul 3, că avea o altă mărturie, pentru că așa cum a zis și Nicoleta, puțin mai devreme, port în punte ce o altă nimeni a sfătulete. Și... aproape 3 ani de... Nu știu, cred că am cunoscut toți ginecologii de lumii din România, nu cred că mai e vreo lucrare, că nu m-o fi văzut. Pentru că după chimioterapie e foarte greu să mai pot să rămân însărcinată, pentru că chimioterapia distruge la nivel celular tot. Cea mai mare celulă organismului femeiesc principal este ovocit, în care la mine nu se mai vedea pe hartă, pe nicăieri. Pregătiri pentru fertilizare, pregătiri pentru seminarii, nici nu s-a mai a fost așa. Hai să luăm invers, că vedem noi ce facem.
Pe 5 mai am fost la Mănăstirea Chiajna, unde e un loc tare drag mie. Cred că, fără exagerare, 20 de perzi erau pe mănăstire, se purau în toate direcțiile. Da, bine, ok, hai să mergem mai departe. Intrat în mănăstire, am stat la toată slujba. A fost singura slujbă la care am participat, la de 3 ore, în care am putut sta în picioare fără să mă mișc. Foarte curios, pentru că eu am rămas cu linte de pe piciorul stâng după chimioterapie și mi-e foarte greu să stau foarte mult timp cu picioare. Am avut senzația că 3 ore au trecut în 10 minute. De la prima încercare pe care am avut-o, i-am promis într-o inectarie că primul meu copil va purta numele lui. Am ieșit în curtea mănăstirii, era curtea absolut plină de oameni, de copii. Parcă timpul s-a oprit în loc și știți sentimentul acela când ești la o petrecere și tu vorbești mai tare, se oprește muzica. Exact acela sentiment am avut eu, o mică strigat fetița, a zicit nectarea. Și am trecut peste, am zis, băi, poate atunci când îmi doresc foarte tare acest lucru, na, ai tot timpul impresia că vezi lucrurile astfel de cât sunt. Eram cu o prietenă de-a mea, am făcut o poză în curtea mănăstirii. Prietena mea îmi pune una pe burtă, în fotografie. Postează fotografia pe internet, primesc telefon, bă, tu ești însărcinată. Bă, nu sunt, bă, ești, bă, nu sunt, ce aveți? Păi nu, că uite, că Andreea, că acum zic, nu, e prea întâmplător. La 2 zile, conform graficului medicului și a sarcinii, la 2 zile după această întâmplare, am rămas însărcinată. La 2 săptămâni după ziua Sfântului Efrem am și aflat. Deci, ca și concluzie, așa, personală, vă spun, cred că trebuie să credem și cred că să vedem tot ceea ce este în jurul nostru. Nimic nu e întâmplător, niciun om nu apare întâmplător în viața noastră, la fel cum în viața mea, pe Nicoleta. Lucrurile se întâmplă cu un scop. Eu am învățat prin experiențele mele că poate trebuie să fiu un pic tăvălit înainte ca să pot să te bucur cu adevărat de viață. Și vă spun că în perioada în care aveam lesiunea cerebrală și ieșeam în curtea spitalului, mi se părea că am ajuns la grâna smogică din, nu știu, China, abar n-am ceva. Că mi se părea că faptul că plouă și îmi cad picăturile pe mâini, că am o onoare să mi se întâmple chestia asta. Ne-am retors anul acesta la Sfântul Efrem și când am dat în curtea mănăstirii, prima am pus plânsul de bucurie că Sfântul mi-a permis să fiu încă o dată acolo și că i-am simțit prezența efectiv de fiecare dată când, nu când l-am rugat, doar când m-am gândit la el. Am întâlnit un preot acum puțin timp când am fost într-un pelerinaj în Grecia, unde poate nu întâmplător am reușit să întâlnesc Icoana Pantanasa, făcătoare de minuni, am aici Domnului de pe muntele Athos, la Muzia Partope. A fost coborâtă pe barca unde ne aflam noi. Și spunea unul dintre preoții, Părintele Teolog, de pe muntele Athos, la Muzia Partope, că doar în momentul în care noi spunem în gând Sfinte, nu mai ajungem să-i rostim numele, Sfântul deja este lângă Dumnezeu, se roagă pentru noi. Și cred foarte tare în lucrul ăsta și am simțit chestia asta pe pielea mea de nenumărate ori. Poate, nu știu, eu îmi doresc mai mult să trăim în fericire și cred că fericirea are legătură 100% în primul rând cu Dumnezeu. Și atunci, poate că prin Sfinții Lui, fiecare dintre noi trebuie să ajungem la fericirea supremă. Chiar dacă aveți momente în care simțiți că viața dumneavoastră e cea mai groaznică și nu există nimeni din situația dumneavoastră, să știți că poate fi și mai rău și să știți că când ne îndreptăm calea către Dumnezeu, lucrurile deja se simplifică. Indiferent care e traiectoria și ce avem noi de urmat pe pământul ăsta. Mulțumesc tare mult și ce trebuie să ne gândim de Sfinții pe toți.